Nicolae Florian, candidatul PNL la primăria Giurgiu, a continuat întâlnirile cu giurgiuvenii, fiind prezent ieri în cartierul Negru Vodă. Discuțiile cu oamenii au început în parcul Mihai Viteazul. Deci l-am și întrebat ce așteptări aveți dumneavoastră de la echipă, de la consilier, de la primar. Corectitudine, sinceritate. Bun simț în primul rând, nu? Păi că și astea îmbinate duc, cred că undeva... Plecăm. Exact, da. Undeva, da, în baza proiectelor pe care le derulăm. Bravo. Și am încredere eu în domnul Floricel, eu. Și eu am încredere, de-aia am venit. Și în echipa dânsului. Da, dânsul conduce, manageriază un program destul de bine pus la punct. Și eu am încredere în echipa mea, în dumneavoastră și în specialiștii de la primărie. În toți am încredere, uniți vom fi mai puternici. Vă doresc sigur să vă îndepliniți sigur programul ceva. Și ce vă doriți dumneavoastră și echipa dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate, mulțumim la fel. Respect. Încercăm să atragem cât mai multe investiții, cât mai mulți investitori. Ce meserie aveți? Economist. Cât mai mulți investitori și poate să cuprindă și funcții de economist și să redăm speranța în orașul nostru. Da? Este nevoie. Să creștem nivelul de trai al oamenilor și speranța oamenilor în mai bine. Nu știu dacă știți, dar foarte mulți oameni fac navetă. E adevărat, dar trebuie să gândim și la o navetă cu tren. Campania desfășurată de candidatul liberal la funcția de primar al municipiului Giurgiu este una bazată pe decență și transparență. Nicolae Florian cunoaște problemele orașului și se bazează pe calitatea echipei liberale și pe proiectele pe care le poate pune în aplicare. Oamenii speră în dezvoltarea orașului și în creșterea standardului de viață în municipiul Giurgiu. Sunt convins că proiectele pentru dezvoltarea orașului și creșterea nivelului de trai al populației, al cetățenilor din municipiul Giurgiu, reprezintă principala temă și principala preocupare atât a oamenilor cât și a candidaților. Adversarii politici nu știu ce platforme politice au, dar eu vă pot spune de platforma Partidului Național Liberal, că este o platformă care este centrată pe cetățeanul giurgiuvean, o platformă izvorâtă din discuțiile purtate cu oamenii pe stradă, o platformă politică pentru o bună administrare a orașului nostru, pentru un oraș modern, dinamic și eficace. Eu consider că giurgiuvenii așteaptă de la noul primar și de la noul Consiliu Local al municipiului Giurgiu, așteaptă și reducerea costurilor de la primărie, reducerea cheltuielor inutile, așteaptă prioritizarea tuturor proiectelor în funcție de nevoile oamenilor, așteaptă atragerea de noi proiecte europene și dezvoltarea, generalizarea experienței pozitive, așteaptă noi investiții și crearea de noi locuri de muncă, crearea de parcuri industriale, zone industriale, așa cum au fost înainte în orașul nostru. De asemenea, așteaptă și crearea infrastructurii atât de necesară în municipiul Giurgiu și mă refer la șosele, mă refer la ulițele orașului, care trebuie neapărat să se transforme în străzi. Mă refer la conexiunea de cale ferată dintre Giurgiu și București, adică repararea podului de cale ferată de la Grădiște. Mă refer la asfaltarea drumului pe șoseaua Alexandria până la Alexandria, care scurtează distanța rutieră dintre Alexandria și Giurgiu cu vreo 30 de kilometri. Discuțiile echipei liberale cu giurgiuvenii au continuat în parcul și la scările de bloc din cartierul Negru Vodă. Oamenii au spus că este prioritară crearea de locuri de muncă, dar și modernizarea infrastructurii orașului. Să ne facă și nou. Păi cum să nu-l cunosc? Că a făcut numai bine. Știu cu spitalul, știu multe și noi avem o problemă. Vrem și noi aici, să dea Dumnezeu să ieșiți primar, aici în fața blocului, aici. Să ne puneți și nouă una din aia ca pe șosea, să nu mai treacă cu viteză, că ni sare pietrele în cap când stăm și noi pe bancă. Atât, vrem și noi. Sunt copii mici, trece, mai ales seara. Păi de mine, seara e... O să găsim alte metode de a limita viteza aici în zonă. Pentru că acele, ce spuneți dumneavoastră, treceri din astea denivelate,
deranjează pe cei care au mașini. Și atunci trebuie să găsim o modalitate ca să nu mai meargă. Da. Și tinerii care absolvă o facultate să rămână aici și să aibă un loc de muncă ca lumea. Nu trebuie neapărat să plece la București. Care îi auzi în București? De ce neapărat? Să citești programul politic, să vezi dacă îți place la noi, să te uiți la oamenii candidații. După lista noastră, să vezi dacă îți place. Să vezi că suntem oameni serioși. Dar sunteți de acord că e nevoie să rămână tineri în Giurgiu? Să înflorim orașul, să-l aducem și noi un picuț mai sus. Sunt de acord să creăm locuri de muncă, să poată să aibă toți acces la un loc de muncă. Că știți foarte bine, multe locuri de muncă, de aici derivă mai multe lucruri bune și pentru. Multă baftă vă doresc. Acum trebuie să mergem până la capăt. Doamne ajută, așa să fie. De ce trebuie să mergem până la capăt? Să facem treabă, că uite, orașul e trist. Se vede că nu este... Avem o echipă bună acum și sperăm să facem treabă bună. Să aducem locuri de muncă multe. Ne bucurăm și de data trecută, eu una, am fost tot cu dumneavoastră. La revedere și vă urez succes. Eu am o echipă bună lângă mine și echipa asta bună de lângă mine îmi dă mie putere și sunt oameni cu experiență, oameni care au demonstrat că fac ceva. Și pentru sau dumneavoastră aveți o speranță că aduceți locuri de muncă. Nu, dar vor veni locuri de muncă, sigur. Avem certitudine. Da. Deplasarea candidatului Nicolae Florian și a echipei sale de campanie a vizat și blocurile din vecinătatea școlii numărul 8. Aici oamenilor le-au fost prezentate proiecte importante din platforma PNL. Trebuie să înființăm parcuri industriale. Parc industrial și ascultă-mă, nu e goangă. Trebuie să crezi un singur lucru, că ceri investitorii să vină pe malul fluviului să creeze o oțelărie. Oțelăria poate să fie creată oriunde pe fluviul Dunărea. Dar de ce crezi că o fac la Giurgiu? Pentru că e aproape de București și doi, pentru că am întâlnit giurgiuvean care se ocupă de proiectul ăsta și a zis, păi da, avem unde să ducem la Giurgiu? Păi cum să n-avem unde să ducem la Giurgiu? Și vor veni la Giurgiu. O să-i auziți, o să citiți și platforma noastră program și o să ziceți, băi, dacă consilierii sunt mai buni și platforma noastră program e mai bună decât aia, ce urmează să votați? Întâlnirile cu giurgiuvenii vor continua și în zilele următoare, iar Nicolae Florian va fi însoțit de candidații la Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și de membrii ai Tineretului Național Liberal.